porumbul, zeia mais. În timpul verii, știm toată lumea că se găsește foarte mult porumb pentru fiert. Dar mai puțină lume cunoaște că în timpul verii trebuie să adunăm mătasă de porumb, de la porumbul care îl fierbem, și să o folosim pentru piatra la rinichi. Porumbul fiert conține foarte multe vitamine. Vitamina A, vitamina B1, B5, B9, adică acid folic. Conține foarte multe minerale. Este un puternic antioxidant, un puternic revigorant, un puternic stimulant tonic l-are acest porumb. Ce vreau să spun ascultătorilor? Că să evităm să mai coacem porumbul, deoarece prin coacere se face o coajă de arsură care corpul nu o recunoaște. Și această coajă se depune și se poate produce cancerul. Este bine să folosim porumbul fiert. De asemenea, unii spun, au apărut fel de fel de indicații pe net, că nu ar trebui totuși să mâncăm foarte mult, deoarece ar mai putea fi modificat genetic. Dacă avem posibilitatea să mâncăm de la noi din curte, cum sunteți noastră ascultătorii AgroTV, este foarte bine.